Nu mai fugiți de praz. Este un aliment excelent pentru creier, inimă, rinichi, sistem imunitar, ochi și oase. Iată ce boli vindecă și cum se consumă corect beneficiile consumului de praz includ. Protejarea sănătății inimii, creșterea forței sistemului imunitar, vital pentru sănătatea sistemului nervos, îmbunătățirea vederii, reducerea riscului de cataractă, scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea digestiei, reducerea riscului de cancer, ajută la pierderea în greutate, ajută la tratarea diabetului de tip 2, vă întărește vasele, oferă protecție împotriva arsurilor solare și te ajută să ai un păr strălucitor. Prazul este leguma cunoscută pe scară largă, care a fost folosit în bucătăria locală de sute de ani. Proprietățile sale incredibile îl fac un ingredient preferat pentru bucătari și pentru oricine încearcă să țină o dietă sănătoasă. Acest superaliment, de fapt, conține niveluri ridicate de flavonoide, vitamine A, ieșica și fibre. Prazul este, de asemenea, bogat în compuși precum potasiu, calciu, magneziu, cupru și fier. Nu are grăsimi, iar o singură porție gătită are doar 31 de calorii. Datorită consistenței sale cremoase și aromei dulci, este ușor de inclus în obiceiurile alimentare normale ale oricui sau folosit ca supliment natural. Se găsește pe tot parcursul anului. Chiar dacă prazul a fost privit ca un superaliment încă din epoca egipteană antică, nu toată lumea este conștientă de proprietățile sale. 15 beneficii uimitoare ale prazului pentru sănătate Iată 15 beneficii uimitoare pentru sănătate ale prazului care te vor face să te îndrăgostești de el. 1. Protejați-vă sănătatea inimii Prazul este un aliment prietenos cu inima datorită cantității de acid folic prezent pe toată lungimea plantei. Se știe că acest compus ajută la protejarea mucoasei vaselor de sânge împotriva deteriorării. Cu ajutorul flavonoidului Caemferol, care se găsește în cantități mari în praz, s-a dovedit că acest aliment poate reduce riscul de infarct și boli ale inimii. Mai mult, concentrația mare de antioxidanți poate oferi protecție vaselor de sânge împotriva deteriorării oxidative. 2. Creșteți puterea sistemului imunitar prazul, prezintă o cantitate semnificativă de vitamina A, care este vitală pentru menținerea sistemului imunitar. Acest compus este util în reducerea inflamației și întărirea organismului, ceea ce ajută la combaterea infecțiilor. S-a dovedit că nivelurile ridicate de vitamina E reduc răspândirea moleculelor pro inflamatorii cum ar fi citochinele. Cele mai bune rezultate pot fi observate prin introducerea unor cantități moderate până la mari de verdeață cu frunze verzi în dietă. Acestea nu se limitează la traz, ci includ cale, broccoli și spanac printre multe altele. 3 vital pentru sănătatea sistemului nostru nervos prazul, printre alte legume verzi, este o sursă de vitamina B6, cea responsabilă pentru sănătatea sistemului nostru nervos. Această legumă a fost considerată esențială pentru a reduce oboseala și pentru a calma efectele stresului de zi cu zi. În plus, prezența unor niveluri ridicate de mangan, vitamina C și acid folic ajută la menținerea unei concentrări stabile și la evitarea oboselii. 4. Prazul îți îmbunătățește vederea. Radicalii liberi pot reprezenta o amenințare imensă pentru vedere. Dacă nu sunt ținute la distanță, acestea pot deteriora suprafața ochiului, ceea ce ar putea duce la boli oculare și la degenerare legată de vârstă. Razul poate ajuta la combaterea radicalilor liberi datorită nivelului ridicat de antioxidanți și vitamina C. De asemenea, această legumă, împreună cu morcovii, pot fi o sursă excelentă de caroten și luteina, care sunt renumite pentru că ajută la îmbunătățirea vederii și la reducerea oboselii. 5. Reduceți riscul de cataractă. Cataracta este o afecțiune a ochiului care poate duce la deteriorarea cristalinului natural. În cele din urmă, poate provoca orbire și un număr mare de adulți peste 40 de ani din întreaga lume sunt afectați de această boală în fiecare an. Dacă nu este prevenită, procedurile chirurgicale pot fi necesare pentru a restabili vederea bună. Însă, compuși din praz, cum ar fi zeaxantina și luteina, s-au dovedit a crea o barieră de protecție împotriva cataractei. 6. Ajută la scăderea tensiunii arteriale. Prazul este bogat în potasiu. Consumul regulat al acestui compus a fost considerat util pentru a ajuta la scăderea tensiunii arteriale crescute. Prin îmbunătățirea contractilității mușchiului inimii, potasiul îmbunătățește fluxul de sânge și, prin urmare, oxigenul, prin corpurile noastre. Dilatând vasele de sânge, nutrientul disponibil în cantități mari în praz reduce riscul de infarct și boli. 7. Îmbunătățește digestia. Prazul este o sursă uimitoare de fibre. Conține între 1,8 grame și 9 grame de fibre la 100 grame de legumă, în funcție de soi. În plus, fibra disponibilă în praz este atât solubilă, cât și insolubilă. Prima garantează un proces regulat de digestie și poate fi o soluție pentru constipație. Al doilea tip de fibre va rămâne în sistemul dumneavoastră digestiv, curățând intestinele și favorizând mișcările. 8. Este un diuretic natural printre alte legume precum sfetla, țelina și sparanghelul, prazul are proprietăți diuretice incredibile. Are un conținut scăzut de sodiu, ceea ce favorizează eliminarea apei și a sodiului în exces din organism. Prin scăparea de toxină și detoxifierea organismului, acest proces poate fi extrem de benefic pentru rinichii Diureticele naturale pot ajuta la reducerea hipertensiunii arteriale și la reducerea retenției de apă și sare. Acest lucru ajută, de asemenea, la combaterea afecțiunilor pielii, cum ar fi celulita. 9. Ajută la reducerea riscului de cancer Prazul este bogat în vitamina C, care s-a dovedit a fi un antioxidant util în prevenirea cancerului. În timp ce daunele oxidative sunt adesea o cauza tumorilor, vitamina C s-a dovedit eficientă pentru a susține sănătatea generală. Luptând împotriva radicalilor liberi, poate reduce posibilitatea ca celulele deteriorate să se transforme în cancer. 10. Mănâncă praz pentru a pierde în greutate. Prazul are un gust dulce de ceapă, este foarte versatil și are doar 31 de calorii la 100 grame de porție gătită. În plus, este aproape fără grăsimi, ceea ce îl face hrana perfectă pentru oricine urmează o dietă strictă. De asemenea, ca multe alte legume verzi, este o sursă excelentă de apă și fibre. Acest lucru creează un sentiment de sațietate și, prin urmare, ajută la evitarea supraalimentării. Datorită nivelului ridicat de proteine, această legumă este grozavă și pentru cei care merg la sală și pentru oricine caută să crească masa musculară. 11 Ajută la tratarea diabetului de tip 2, fiind sărac în calorii și având un indice glicemic scăzut, prazul este perfect pentru a fi introdus în dietele bolnavilor de diabet de tip 2. În plus, este o sursă excelentă de fibre și vitamina K, esențiale în această dietă specifică. Prazul conține alipcină, un nutrient dovedit a fi eficient pentru a proteja împotriva neuropatiei diabetice. De asemenea, nivelurile ridicate de cupru și fier din praz pot ajuta la regenerarea celulelor deteriorate și la furnizarea nutrienților necesari creșterii. 12. Îți întărește oasele. Cu un nivel ridicat de vitamina, ca și calciu, prazul susține activitatea proteinei osteocalcinei. Acesta a fost studiată ca fiind excelent pentru creșterea și întărirea oaselor. Introducerea prazului în dietă vă va ajuta să reduceți riscul de osteoporoză și alte afecțiuni osoase. Cu un nivel mai mare de vitamina K, densitatea osoasă crește, creând protecție împotriva fracturilor sau entoruselor. În acest caz, este important să consumați praz proaspăt, mai degrabă decât fiert sau gătit. Aceste două procese pot, de fapt, să limiteze vitamina K. 13. Mănâncă praz pentru păr strălucitor. Manganul și sulful conținută de praz pot fi extrem de benefice pentru sănătatea părului. În timpul lunilor de vară, acesta poate fi o sursă excelentă de nutrienți pentru a vă proteja scalpul. Mai mult, s-a dovedit că cantitățile mari de fier din praz arată rezultate în îmbunătățirea creșterii părului. Chiar dacă acest lucru ar necesita un consum regulat al acestei legume, prazul te-ar putea ajuta să eviți tratamentele pentru păr mai invazive și mai costisitoare. 14. Tratează acneea, deși introducerea prazului în dieta ta este grozavă, există și alte moduri prin care această legumă poate fi benefică pentru tine. Acnea este o afecțiune a pielii care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Poate fi persistentă, iar cauzele sale variază de la un dezechilibru hormonal la o lipsă de nutrienți. Adesea poate fi foarte greu să găsești o soluție eficientă fără tratamente medicale. Însă, este posibil să creați o mască de față naturală de casă, care vă va ajuta să reduceți semnele și cicatricile acnei. Doar soarceți frunzele și aplicațiile pe zona afectată. Pielea ta va absorbi magneziul, fierul și antioxidanții din suc. S-a dovedit că acest lucru ajută la repararea celulelor deteriorate și la reducerea inflamației cauzate de acne. Concluzie deși este adesea trecut cu vederea, prazul este un superaliment incredibil care conține o cantitate uimitoare de nutrienți. Ei pot fi o soluție naturală pentru problemele sistemului nostru cardiovascular și digestiv, precum și să vă facă pielea să strălucească. A fost folosit de secole ca remediu natural pentru boli cronice sau afecțiuni precum diabetul. Mai mult, este imposibil să te saturi să mănânci praz, acesta putând fi preparat în multe moduri diferite. Este folosit în multe culturi diferite, cum ar fi bucătăria asiatică, indiană sau occidentală. Asigurați-vă că achiziționați cel mai proaspăt praz fie de la piață, fie de la un agricultor local, fie de la un magazin ecologic fără deșeuri. Acesta este prazul cu cele mai multe beneficii pentru sănătate. Multă sănătate! Pentru calitățile sale, vă recomand consumul de praz după ce ați cerut sfatul medicului. Nu renunțați la obiceiurile sănătoase. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul. Multă sănătate!